Discuțiile membrilor USL de la Giurgiu cu privire la împărțirea bugetului pe 2014 continuă. Deși în urmă cu circa 2 săptămâni atât membrii Partidului Social-Democrat cât și cei ai Partidului Național Liberal s-au întâlnit pentru a stabili cât va primi fiecare primărie, aceștia însă nu s-au înțeles. În urma întâlnirilor eșuate s-a decis ca bugetul județului Giurgiu să fie împărțit de membrii USL de la București. Probabil că săptămâna viitoare vom fi chemați la București, atât cei de la PNL cât și noi de la PSD, în fața conducerii USL-ului pentru a găsi acel numitor comun, acea cheie de repartiție convenabilă pentru toți a bugetului de echilibrare, care, după cum știți, nu este mare, este de circa 164 de miliarde de lei vechi, din care trebuie să asigurăm bani pentru cofinanțarea proiectelor în primul rând, dar și pentru altfel de proiecte pe care fiecare primar și Consiliul Local le-au luat în discuție. Potrivit vicepreședintelui Partidului Social-Democrat, Cristian Marciu, odată cu stabilirea bugetului pentru fiecare primărie, membrii PSD vor purta discuții cu fiecare primar pentru elaborarea și susținerea financiară a proiectelor pe termen mediu. O prioritate pentru membrii PSD o constituie finalizarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană, privind acordarea tuturor localităților la rețelele de apă și canal, precum și la faptul că fiecare localitate trebuie să dețină o stație de epurare.